atât de grade. Salut și bună dimineața tuturor! Bine v-am regăsit la un nou vlog. Nu am mai postat nimic de vreo 2 săptămâni jumate. Astăzi este miercuri, 28 februarie și dacă mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok, ați văzut că ieri s-a publicat, este oficial, pe data de 18 aprilie, voi lupta cu Raul Dan în gala RXF Next Fighter, bineînțeles, tot pe reguli de box. Asta e, toți mă fac bătrân, toți mă fac în toate felurile, dar le este frică să lupte cu mine pe MMA și toți vor să lupte pe reguli de box. Asta înseamnă că mai am încă 7 săptămâni de pregătire. Astăzi este miercuri, gala va fi într-o zi de joi, adică de mâine în 7 săptămâni. Asta e. Un training camp, o perioadă de pregătire, durează undeva între 10 și 12 săptămâni ca să ai o perioadă de pregătire întreagă pentru un match. Eu am doar 6 săptămâni jumate, dar nu mă plâng, asta e, este destul timp de pregătire. După cum vedeți, mi-am revenit la echipamentul de antrenament, sponsorul Las Vegas, RXF. Și de astăzi începem antrenamentele. Astăzi, deci cum am zis, este miercuri, acum este ora 8 și un sfert. Mai am să mai beau un pic de cafea și ne apucăm de primul antrenament, care va fi să vedem unde sunt cu forța, adică o să lucrăm cu Ciocanu, cu Barroso, cu Müller, o oră de alergare. Când mă pregăteam pentru meciul meu anterior, dacă m-ați urmărit aici pe canalul meu de YouTube, ajunsesem să lucrez 103 sau 102 lovituri cu Barroso de 16 kg, fără să mă opresc în cauciuc. Astăzi sunt foarte, foarte curios să văd și eu unde ajung și cât mai pot să dau cu acel Barroso. E și ruginit, săracul, n-am mai dat cu el de vreo 2 luni și jumătate. Sper să pot să dau undeva la 40 de lovituri și în aceste 6 săptămâni cu siguranță voi ajunge iar la 100 de lovituri. Acum 2 săptămâni și jumătate m-am cântărit și aveam 97,5. Adică ajunsesem să pun înapoi 20 de kilograme de la meci. Categoria la care voi lupta cu Raul Dan este de până în 85 de kilograme și sper că nu va fi o problemă de data aceasta cu categoria. Nu va trebui să fac așa de multe eforturi să slăbesc. După ce voi reveni de la alergare, probabil voi face și o saună, iar după aceea am să mă cântăresc să văd unde stau cu kilogramele. Hai să ieșim afară și să vedem momentul adevărului, cât de mult m-am dus în cap în această perioadă de când nu m-am antrenat. Hai să ieșim. Cât de ruginit a ajuns să fie Müller. Trebuie să-mi fac loc. Asta e lemnul pe care am spart lemne. Să-mi fac loc. Iar aici mă voi apuca acum de antrenament de Barroso. Acest antrenament va fi de dimineață la prima oră și va fi zilnic pe timp de 6 săptămâni. Momentul adevărului. Hai să vedem. Deci 102 sau 103 a fost maximul care am lovit. Hai să vedem ce zice Barroso ăsta. Astăzi. Uf.
din spate, nu? Câte au fost? Ați numărat? Bun. Din păcate, forța, rezistența sunt primele lucruri care se duc în cap când nu faci antrenament. Asta s-a putut astăzi. Acum plecăm la alergare. După aceea o saună și ne cântărim. Hai. Am alergat 46 de minute. Mai am 14 minute. Este greu. Este lucru care nu-mi place să-l fac, dar este un lucru necesar. În 46 de minute am alergat 6 km și 200 de metri. Dăm drumul un sfert de oră la sauna. 100 de grade. Hai să-i dăm. Au trecut 10 minute și eu transpir deja puternic. Mai punem niște apă pe pietre ca să fie umiditatea mai mare înăuntru. Iar după aceea, un minut, voi sta cu picioarele în apă rece, în butoiul acela unde era gheața, pentru relaxare mușchilor de la efortul de după alergare. Minute, 100 de grade, 15% umiditate. Ce rece e apa! Afară sunt 5 grade. Ce rece e apa! Dar e bine pentru relaxarea mușchilor. Am venit să... momentul adevărului. Hai să vedem. Deci acum 2 săptămâni jumate am avut aproape 97,5. Nu e rău. 93,2 în 6 săptămâni trebuie să dau jos 8 kg. Acceptabil, nu e problemă așa de mare. Mai ales că am dat jos 4 în vreo 3 săptămâni, nefăcând nimic special, doar așa am avut grijă un pic de mâncare. Bun, asta a fost antrenamentul meu pe dimineața aceasta. Am să vă mai postez aici cum vor decurge antrenamentele mele. Nu uitați, 18 aprilie, de mâine în 18 aprilie, voi lupta cu Raul Dan în gala RXF Next Fighter, meci de box. Vă salut pe toți, ne vedem la următorul vlog, salutare tuturor!